eveniment. Dar înainte de asta vreau să o las pe Rux să vă povestească despre interviul ei cu Ana Maria Ciuhuță, expert în domeniu. Ana este într-adevăr educator financiar, iar astăzi mi-am propus să explorez alături de ea un subiect esențial, dar adesea neglijat. Educația financiară a copiilor. Că noi nu prea am avut așa, parte, dacă așa, vă amintiți de așa ceva. Așa că Ana ne va spune cum să învățăm pe cei mici să gestioneze banii și să înțeleagă importanța finanțelor personale. Când și cum să începem educația financiară a copiilor, ce le spunem despre bani și dacă este bine să-i plătim pentru diverse activități. Lucruri care pe mine, de exemplu, mă interesează foarte mult și cred că mulți părinți își pun aceste întrebări. Ana Maria Ciuhuță, educator financiar. Bun găsit! Mulțumesc pentru invitație! Astăzi aș vrea să ne ajuți cu sfaturi din zona asta care ține de educația financiară a copiilor noștri. Când începem să le vorbim copiilor despre bani? Pentru că mulți așteaptă, când vor fi mari, adolescenți, mai încolo, ce zic unui copil de 3 ani, cu ce se mănâncă treaba asta cu banii? Ce ne sfătuiești tu să facem? Este foarte interesant faptul că noi le vorbim despre bani înainte să deschidem gura și să spunem pe gură lucruri despre bani, pentru că le vorbim despre bani și prin ceea ce facem, nu doar prin ceea ce spunem. Iată. Și atunci când începe educația financiară aia cu spus și explicat copilului, noi cam trebuie să fim aliniați între ceea ce spunem și ceea ce facem, exact. Pentru și că... ceea ce ne-a tot văzut făcând până în clipa respectivă, când avem noi marea discuție și ne dăm rotunzi. Da, 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 vine mama profesoara să spună, da. Stai să spun cum este cu banii. Nu există un moment T0 de la care să începem. Copilul va pricepe că există acei bani din momentul în care ceva se întâmplă, ori că ești la cumpărături, da. Ori că îi spui copilului nu plânge după mami, mami merge la muncă și se întoarce, de ce duci la muncă? Ca să fac bani să-ți cumpăr ție jucării. Gata, banii sunt ceva răi, eu nu vreau jucării, eu vreau pe mama. Deci de mici copii pot să aibă o impresie și o emoție, da. Atașată banilor, care poate să fie pozitivă sau negativă și într-adevăr aici noi putem să intervenim și să le spunem, da, mami pleacă la muncă să facă bani, dar mama se bucură când face asta, pentru că mama la muncă face și fiecare mămică are o meserie. Dacă este doctor, fac oamenii bine. Da? Și atunci nu facem o legătură greșită sau... pricina banilor lipsesc de lângă tine. Da, da. Și banii ăștia nu sunt ceva rău. Îmi place, da. Să fac. Da. Și atunci banii aceia sunt doar un mijloc prin care noi facem lucruri. Ce vrem noi să învățăm pe copii? Diferența dintre nevoie, dorință și faptul că totul are o limită. Pentru că atunci când sunt mici, se prind ei că ai bani, dacă ai bani, gata, cumpărăm tot ce vrem și așa. Copii mai ales sunt... dacă sunt pe card banii, cardul pare așa o sursă nelimitată, izvor nesecat de bani. În cursul meu despre copii și bani, le spun părinților, puneți-vă în sufletul copilului și în ochii lui și dați-vă seama că așa cum în diferite povești și diferite desene există o baghetă magică care îndeplinește toate dorințele, da, și voi aveți una. Așa faceți clic-clic și tot ce ne dorim avem. Și atunci, da, copilul înțelege că aceea este o baghetă magică și dacă îi spui nu mai sunt bani pe card, o să zică, du-te și ia acolo de la ATM, că te-am văzut eu cum iei. Da, deci copilul trebuie să înțeleagă că sunt bani pe card. Dar ajungem și acolo. Noi ne dorim să le punem cumva o limită. Ne e frică că ei o să ceară nelimitat și că de fapt o să plângă. Și dacă plângă, e un dezastru pentru noi. Nu acceptăm să plângă copilul, să fie frustrat, să fie supărat, să fie încăjit. Că ne trezește în noi tot felul de exact. Chestii. Nu vrem să auzim. Nu vrem. Copilul plângă. Nu vrem. Și am dat toți banii ca să nu avem asta. Ceea ce este o mare greșeală, pentru că sunt părinți, nu mulți, dar sunt, care își permit să cumpere copilului tot. Copilul când e mic este curios și de multe ori își dorește un lucru, o jucărie, orice vede în fața ochilor, pentru că este curios. Și când am învățat acest lucru despre copii și micuța mea îmi cerea, mami vreau, nici nu zicea pe râs și știa ea câte vrea, toate le voia, ok, mă opream și spuneam, azi dorești cana asta?
ce frumos, da, uite, cu negru și portocaliu. Din asta nu ai, așa ai? Nu conta că mai aveam 5 acasă, poate fix la fel. Ah, ba da, mai. Și cum te-ai jucat cu ea? Și ce ai face cu ea? Și de ce ți-o dorești? Copilul în imaginație se joacă cu lucrul acela, după care eu rămâneam vorbind cu Cana lângă mine și copilul se ducea pentru că a văzut altceva pe care... Atenția spre... Da, atenția spre altceva. Pentru că dacă le obținem ușor așa pe toate, ce învățăm? Nu ne bucurăm de ele, nu ne stârnim imaginația și sunt mulți părinți care vin și spun, uite, îi cumpăr de toate și știi câte are? Știu câte are, magazinul X, Y, Z, tot ce găsești acolo este și la voi acasă, știu. Și se miră că nu-i copilul bucuros. La sau ce că să nu se mai bucure, joacă. Nu se mai joacă cu el. Și preferă să își mute atenția poate pe o tabletă, pe un telefon. Da, pentru că acolo este partea cea mai ușoară și mai distractivă, dar dacă le excludem pe acelea, orice copil o să-și lase acele jucării, inclusiv device-urile, ca să vină să stea cu mama, da, și să facem o prăjitură cu mere. Copiii doresc, în primul rând, să-și petreacă timp cu noi. Și asta este, aș zice, cel mai ieftin, dar sunt unii părinți care se gândesc că timpul înseamnă bani și nu pot să-mi tai din muncă și din ce fac ca să stau cu copilul, dar vreau să spun că sunt banii cel mai bine investiți și este lecția financiară cea mai bună pe care o dăm copiilor. Trecem de vârsta asta, încercăm să nu-i răsfățăm la nesfârșit, pentru că nu este... stricăm din start, cred că despre asta e vorba, că ei vin... Bun, frumos, perfect, da, tot felul de greșeli, nu neapărat cu intențiile, nu facem cu intenții, tot din, le facem tocmai din, din cele mai bune. Ideea este că o să ajungă intenții. Copilul să, copiii care primesc prea mult, ajung să lipească sentimentul de dragoste cu a primi ceva. Da. Și atunci, dacă nu mi-aduci, nu mă iubești, dacă nu-mi cumperi, înseamnă că nu mă mai iubești, este foarte greu ulterior să tăiem această legătură dintre bani și tot ce-ți cumpăr cu dragoste. Eu te iubesc așa cum ești. Eu nu trebuie să-ți cumpăr ce dorești tu ca să te iubesc. Eu te iubesc așa cum ești, copilul meu ești perfect. Și e greu să rupem asta. După este greu să rupem și momentul acela în care copilul se ajunge la școală, atunci începe să se compare și se uită și a, ți-a luat mama așa, păi dacă te iubește mai mult. E greu și atunci să tăiem lucrul acela. Bun, începem educație financiară, asta înseamnă vreau copilul să aibă o pușculiță, să nu învăț să pună bani deoparte, să fie mai chibzuit, să nu-și cumpere orice, oricând, oriunde, pentru că pe banii noștri, uite, așa fac și pe banii lor se gândesc de multe, multe ori. Da. Nu se ajunge. Dar atunci fac și eu, părintele, o pușculiță. Copilul nu poate să vadă că eu tot timpul cheltui, că atunci când suntem în mașină, de la grădiniță, de la școală, eu cu tatăl ne certăm tot timpul că iar ai cheltuit toți banii și iar cheltuia iurea și așa, dar eu să-i spun copilului, trebuie să fie chibzuit, să nu-ți cumpere următoarea jucărie, nu și nu și nu. În timp ce pentru mine e da și da și da, nu e ok. După care copiii cresc și începem să-i introducem în discuțiile noastre din casă. Vrem să mergem în vacanță. Ce înseamnă acea vacanță? Câți bani costă? Unde o să stăm? Cum o să stăm? Care e diferența dacă stăm la hotel sau dacă stăm la gazdă, dacă stăm la niște prieteni, dacă mergem cu avionul, dacă mergem cu mașina?